lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Bine te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi este despre doi frați, Arici, Aricel și Aricică, care iubesc la nebunie să mănânce păstăi de mazăre. Dar s-au gândit că păstăile tot ar fi bine să le folosească la ceva. Între timp, până începem noi povestea, gândiți-vă, la ce ar putea folosi animalele aceste păstăi? Ce ar putea construi din ele? La ce bun pot fi ele, adică la ce ar fi ele de folos? V-ați gândit? Mai gândiți-vă! Iar eu am să încep povestea. Nu înainte ca voi să distribuiți chiar acum acest video, ca să ajungă și la alți copii. Să fim împreună la Povești cu Clounela. Hai, ne-am așezat comod? Foarte bine! Povestea de astăzi se numește Un concurs de idei. Celor doi frați, Aricică și Aricel, le plac la nebunie boabele de mazăre. Se trezesc dimineața de vreme când celelalte viețuitoare încă dorm, iar pădurea e cufundată în liniște și pleacă să caute mazăre. Uneori nu-i mai vezi până se înserează, dar întotdeauna se întorc cu dita mai legăturile de păstăi verzi în spinare. Și ce plăcere e să deschizi păstăile seara! Se despică așa în lungul lor și fac poc! Ia, ne imaginăm și noi că desfacem o păstaie și face poc! Hai și voi, tare! Și poc! Hai încă o păstaie și poc! Bravo! După care o aromă de boabe proaspete se răspândește în aer. Ce miros plăcut! Îmi vine să le înfulec pe toate! Suspină pofticios Aricică. Celălalt frate, Aricel, ceva mai înțelept, clătină din cap, nu tocmai mulțumit. Ba n-o să te atingi de niciuna, pentru că trebuie să le punem în bătoaie, pe toate, pentru iarnă. Te rog, numai câteva boabe, insistă Aricică. Nimic, trebuie să facem provizii pentru iarnă, când știi bine că nu mai găsim nici urmă de legume. În timp ce își umpleau butoaiele și puneau mazăre la sărat, primul zise din nou, știi, e păcat să aruncăm păstăile astea goale. Așa m-am gândit și eu, dar ce-am putea face oare cu ele? Că bune de mâncat nu sunt. Auzi, de ce nu organizăm noi un concurs? Iar cel care va descoperi la ce-s bune păstăile,
O să câștigem... Am găsit! Un butoi cu boabe! Vestea se răspândi cu iuțeală în toată pădurea. Și încă de-a doua zi, toți dădură năvală cu o droaie de idei, care mai de care mai trăsnite. Prima se înfățișă broasca. O să pictez ceva pe fiecare păstaie. Câte o stea, o floare, o ciupercă sau un peștișor, câte nu mai știu ce, și după aia încingem o petrecere și întrecere în canoe pe pârâu în jos. Eu zic să legăm păstăile între două ramuri și să facem din ele hamacuri. Ce bine am mai dormit legănați, își dădu cu părerea greierașul. Eu, zise Buburuza, aș umple o păstaie cu apă și așa m-aș alege cu o cadă de baie pe cinste. Păianjenul veni și el cu o idee trăsnită. Tare bine mi-ar prinde și mie niște teci, că-s numai bune de capcane pentru muște. Înfiorați de așa idee, toți ceilalți săriră cu gura pe el. Păianjenul se retrase de grabă într-un colț, neînțelegând prea bine cu ce greșise. Dar de ce n-am folosit noi teacile ca leagăne? Spuseră cele trei surori șoricel, vorbind cum le era obiceiul, toate deodată. Nu mai încape îndoială că locuitorilor pădurii fermecate nu le lipseau ideile. Gâlceava se curmă abia când apăru gâfâind veverița. Hei, prieteni, le strigă ea, veniți să vedeți ce fac furnicile! Curioși, o apucară cu mic cu mare către pârâu. Când ajunseră acolo, ce să vezi, furnicile legau păstăile, două câte două, și le ancorau de malurile și de fundul pârâului. Bineînțeles că broscoiul, specialistul în scufundări, se ocupa de ancorare. Apoi, peste păstăi, așternură fire lungi de iarbă, încropind un pod. Era o muncă grea și periculoasă, pentru că furnicile nu știau să înnoate decât toporeasca și atât ar mai fi lipsit să cadă în pârâu. Pentru orice eventualitate, o echipă de intervenție veghea, pregătită pe mal cu colaj de salvare, gata să le vină în ajutor. După câteva ore de muncă, malurile erau unite de un pod făcut din păstăi. Acum viețuitoarele nu se mai vedeau nevoite să treacă pârâul țopăind din piatră în piatră și udându-și lăbuțele. Grozavă și trainică lucrare, lăudă podul castorul, care știa ca nimeni altul o mulțime de lucruri despre poduri și stăvilare. După ce terminară lucrarea, broscoiul spuse: dragi domnișoare șoricel, v-ar plăcea să treceți primele podul? V-ar plăcea să-l inaugurați? Cum? Să inaugurăm noi podul? Răspunseră surorile speriate. Nu vă temeți, nu-i niciun pericol. Podul ăsta ar ține și un elefant, firește unul ceva mai mititel. Haideți, treceți podul! Toate animalele le îndemnară pe surioarele șoricel. Chiar dacă la început le cam tremurară lăbuțele, cele trei surori își făcură încet curaj și traversară puntea până pe malul celălalt, în aplauzile furnicilor. Ura! Strigă întreg mușuroiul lucrătoarelor. Până la urmă, se înțeleseră cu toții să le dea furnicilor premiul pentru cea mai bună idee de folosire a păstăilor de mazăre. Broasca însă nu se lasă. Pentru mine, premiul n-ar fi fost o mare scofală, fiindcă mazărea sărată nu mi-a plăcut de când mă știu, bombănia, fără să-și poată ascunde ciuda. Uite chiar acum, mai adăugă ea în timp ce își desfăcea vopselele și își pregătea pensulele, o să mă apuc de pictat câte o emblemă pe tecile rămase și
Mamă, mamă, ce cursă nebună de canoe o să încingem pe pârâu în jos! Ori plutiu are pe apă canoile pe care le vopsește broasca? Oricum, ea știe să înnoate ca nimeni altcineva. Și chiar dacă se răstoarnă, cum înnoată broscuțele? Și din mânuțe și din piciorușe. Ați văzut câte idei grozave? Ce am putea face cu păstăile de mazăre? Bine, ce ar putea face animalele cu aceste păstăi de mazăre? Vouă, apropo, vă plac păstăile de mazăre? Bine, boabele de mazăre, că păstăile probabil nici voi nu le mâncați. Scrieți-mi la comentarii care sunt legumele voastre preferate și dacă așteptați să se coacă mazărea ca să mâncăm împreună și să facem cum? Poc! Atunci când desfacem o păstaie. Eu, Clounela, te pup de aici și nu pleca până nu pui like, distribui și te abonezi la canalul nostru. Cu drag și îmbrățișări, te pup până la o nouă întâlnire, până la o nouă poveste. Pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clounela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clounela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clounela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clounela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Jucăm. E o lume minunată, e o lume minunată.
Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!